Ua. Dacă vreți, puteți să mă lese să... Are cineva o cheie de cătuș în plus? Nu le mai dat jos. Nu, mă tur mâinile. Domnul șef, mă tur mâinile foarte tare. Ce vă credem, domnul Traian. Trebuie să sună superiorul meu, să okay, aportez. Domnul Traian, vi s-a mai dat drumul odată la cătușe? Și ați avut un comportament. Dar nu n-am avut niciun comportament, niciun violent. N-am spus nimic. V-am filmat, domnul Traian, când ați tras de mine. Am avut un comportament violent? Domnul Traian. Eu am ajuns mai târziu, colegul știe mai bine. V-am filmat când ați tras de mine. Domnule, mă dorm, lăsați-mă să sună. V-am filmat când ați încercat să vă sustrageți de acolo. Lăsați-mă să sună superiorul meu. Lăsați-mă să sună superiorul meu. Vă rog frumos. Nu plec de aici, nu sunt violent. Lăsați-mă să sună superiorul meu, că ați belit-o. Vă spun eu că în poliția nu o să mai faceți treabă. Serios? Da, de ce? Da, cum? Dar lăsați-mă spune să sună. Nu, dar spune cine vă rog cum am făcut. Vă rog frumos să rămâneți pe loc. Spune cine vă rog cum. Mă violați efectiv fizic. Ok, am înțeles o treabă asta. Deci noi, m-ați oprit mergând pe stradă. Da. M-ați oprit mergând pe stradă. Mi-a spus că am folosit acea mașină de serviciu. Nu e adevărat. Da. Vezi că sunt martori aici în stradă, poliția rutieră. E posibil, vă rog frumos să vin aici. Mă dor mâinile. Lăsați-mă să sun la domnul general care, doamna general care mă efectiv vă zbune de mine. Lăsați-mă să vorbesc. Dați-mi drumul odată. Dați-mi drumul, sunt aici, nu plec. Bun. Domnule, lăsați-mă să sun. Lăsați-mă și ați belit-o, lăsați-mă să sun. Măi, Traian, gata? Nu, dar te rog frumos să încetez, că se uită toți vecinii la noi, nu înțelegi. Traian, nu mă lasă să sun. Da, bine, uite. Vă rog. Nu fug. Așa aici? Ați mai spus odată că nu fugiți, ați încercat să vă duceți în casă, domnul Traian. Am vrut să fug în casă. Domnul Traian, v-am filmat. Domnul Traian, cu soția de față aici. Dacă nu vă aveți să vă duceți că nu vreau să plec. Nu. Dacă nu vă păstrați calm. Da, sunt aici, sunt aici. Da, îmi puneți sau din gesturi. Îmi puneți sau dușa. Considerăm că sunteți recalcitrați până la loc. Corect, dar trebuie să filmezi. Da, vă rog frumos, puneți cătușele. Imediat aduce colegul meu câinile și vă descătușează, da? Imediat veți suna asta, domnule. Este de muncă aici, am înțeles. Nu este vorba de... Vă înțelegem și tocmai de asta. Da, vă rog frumos. E da, te rog frumos să sună, dar acum mai... Ia telefonul meu și zonă. Și spune. Dar ați mai vorbit odată cu un superior, domnul Traian. Nu știu cum să sun, Traian. Bătați. Nu știu cum să sun. Ajutați-o să spune, că nu știe femeia. Tu ați mai vorbit odată cu un superior, domnul Traian, și a spus că vi se pare că nu am sunat deloc. Am zis că e glumă, da, exact. Și intrați la apeluri. Gata. Aici. Da. Trebuie să spun că am mai vorbit cu dumnealui, că a vorbit cu cineva mai devreme. Uite, ați dat specialul acesta. Da, exact. Și vedeți cu cine a mai vorbit dumnealui. A vorbit cu superioară, nu știu cu cine a vorbit. Sunați domnul Vătafu sau pe cine vrea dumnealui să sunați. Doamna, domnul. Este acolo Vătafu? Ce aveți cu mine odată? Hai, luați-l și băgați-l în mașină dacă nu se calmează. Dar ce aveți cu mine? Dar ce am făcut nimic? A fost liniștit 2 ore, nu mi s-a spus nimic. Și văd că vreți să mă lăsați în mașină. Domnul Traian, ce aveți cu mine? V-am filmat de 10 ori. Te rog să zic, domnul Bătaf, să-i dai numele la statut. Cum am făcut treaba asta, domnul Traian? Păi ce aveți cu mine? Dar nu, explicați-ne ce ne spune facă nouă, doamna Bătaf. Ce aveți cu mine? Ce am făcut? Ce am făcut? Vă rog frumos, băi!